Pe 20 octombrie 2024, alegătorii din Republica Moldova vor avea de ales între 11 candidați pentru funcția de președinte. Ale Comisiei Electorale Centrale s-a format tabloul buletinului dată de independent Tudor Ulianovski, numărul 10. Am luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Ce mi-aș dori eu pentru fetele mele și pentru generațiile care urmează după noi? În primul rând, cred că copiii noștri merită un trai decent, într-o țară care este normală, sigură pentru toți, unde este pace, dar în același timp, eu cred că copiii noștri au nevoie de perspectivă. Așa, îi spune hello. Hello. How are you? Ce mai faci? What is your name? Cui din familie spui tu mai multe secrete? Noi am locuit în foarte multe state împreună, am călătorit, am schimbat mediile înconjurătoare și am învățat că prin comunicare, în primul rând, orice situație de stres trebuie să fie detenționată. Plus că avem și sarcinile de zi cu zi în familie și dacă corect ne organizăm, reușim să minimalizăm și stresul. Când trebuie să iau decizie rapidă, el niciodată nu se grăbește. Măsoară de 7-10 ori până taie ața și este foarte calculat. Ceea ce m-aș determinat să mă gândesc că este un om echilibrat în primul rând, un om solid care își ia orice povară pe umerii lui, indiferent de provocare, indiferent de greutate și indiferent de ponderea acelei probleme, încearcă să găsească o soluție. El poate să se adapteze la situații, chiar dacă, și el este tare pozitiv, el gândește tare pozitiv, chiar dacă poate fi o situație tare rea, el mereu încearcă să se uite dacă paharul este jumătate plin, jumătate gol, el mereu crede că paharul e jumătate plin. Eu sunt foarte recunoscător părinților mei pentru valorile care mi-au creat, de fapt. Familia e importantă, foarte important să știi că dacă muncești pentru ceva, atunci obții rezultate și valori sănătoase. O familie, în primul rând, sănătoasă. În același timp, tot timpul mi-am pus ca și un motou de viață, un motou din limba latină, este quo non ascendam, cu semnul întrebării. Formula quo non ascendam înseamnă ce culmi nu aș mai putea atinge. Hai, Cădiușa! Tudor! Deschideți! Mulțumesc, puișorul! Ce faci? Mă bucur să vă văd! Și eu mă bucur! Sănătos! Eu când aud că cineva spune cuvântul Florești, îmi amintesc de bunica mea, Parascovia Pavlovna Guranda, care a fost directoarea la școala numărul 1, acum se numește Liceul Mihai Eminescu. Eu sunt născut în oraș Florești, așa că minim leagă legătura directă. Nașterea mea este legată de Florești. Toată copilăria aici am petrecut, o mare parte, toate verile eram aici prezent. Organizam tot tineretul pe atunci, organizam în activități, la sport, la păscut vaci, la petrecere. Bunica care i-a insuflat, bunica a fost un foarte bun organizator al procesului de învățământ în școală. Fiecare o cunoaște ca cea mai bună profesoară de chimie din raion. Că fiecare își amintește lecțiile practice a dumneiei de chimie. De aceea Tudor altfel nu putea fi decât un lider și de pe atunci se simțea că este lider, că el vroia să fie primul cam peste tot. Și reușea. Capacitatea de lider se observă imediat. Dar pentru Tudor, cred că eu aș remarca calitatea de diplomat. Este o persoană cu experiență bogată diplomatică, cu o experiență în ce ține de domeniul economic, ce este foarte important în funcțiile în care aspiră. Este o persoană revoluționară, o persoană progresistă, o persoană care acceptă tot ce este nou. Și eu, fiind ca profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, având brevete de invenții și având certificate de inovator, publicații la cel mai înalt nivel, apreciez aspirațiile dânsului și având o echipă bună, profesionistă, avem mari speranțe că o să reușească să unească societatea, să unească bunii specialiști, indiferent de culoarea politică, ca să mergem înainte, să prosperăm și să devenim o țară europeană, o țară cu aspirații. Bună dimineața, Tudor! Bună dimineața!
Cum te simți când oficial ești înregistrat în cursa electorală? Motivat, energizat și optimist pe viitor. Cum se începe ziua ta de lucru acum când ești în forma ta alegerilor? O meditație bună, un sport și un timp frumos în familie. Care este cea mai mare realizare a ta de până acum? Familia și cei trei copii ai mei, cu sigur că da, sunt prima mea și realizare tare mare. Același timp, echipă bună, dedicată, profesionistă. Apropo de echipă, Constantin, care e situația la noi? Da, am început repartizarea responsabilă pe juni. Mergem înainte, facem calendarul și pornim în forță. Suntem pregătiți? Sigur. Doamne ajută! Ținând cont de poziția pentru care optează Tudor de președinte al Republicii Moldova, este important ce a făcut el până acum în calitate de profesionist, care sunt realizările profesionale și colective ale dumnealui. Cred că voi începe prin acea dragoste de țară și calitățile de patriot. A susținut acel discurs de la Organizația Națiunilor Unite, de la tribună Organizației Națiunilor Unite, unde urmarea căreia rezoluția a fost susținută și votată pentru scoaterea armatei F-14. It's not only incompatible with its independence, sovereignty, territorial integrity and permanent neutrality, but it is also entirely incompatible with the rules of international law and of the ones of the UN Charter. Eu sper și cred că în timp, deci aceste momente trebuie să fie în cărțile de diplomație pe viitor. Din inițiativa dumnealui au fost deschise 3 misiuni diplomatice, ne-a extins prezența noastră în Europa, dar și țările arabe. Ambasada din Qatar a fost deschisă, adică noi căi de comunicare și de colaborare. Și remarca acordurile în domeniul aviației civile, am zis deja de cursa Chișinău-Geneva-Chișinău, aș putea să remarc și cursa Chișinău-Doha-Chișinău, care la fel astăzi nu mai funcționează. Reducerea taxelor consulare, cred că activitatea dânsului mai mult ține de acest segment a afacerilor externe. Tudor Ulenoschi a fost top manager la compania canadiană de energie verde Grasshopper Energy și știe din experiența personală cum să conducă o organizație mare. Și evident că în funcție de președinte nu trebuie să fii doar politician, doar diplomat, dar trebuie să ai și experiență în antreprenoriat. Ceea ce este un lucru foarte important, fiindcă președintele este acel om care merge prin lume, negociază contracte avantajoase pentru țară, poartă, duce numele țării și valoarea țării, valoarea poporului, valoarea produselor, serviciilor pe care o țară le produce, să negocieze piețe noi de dispacere. El poate să vorbească și cu acel simplu și cu acel complicat, care are o mie și una de ghimpi. Dar el o să vorbească în așa fel, că nu o să se înghimpi nici unul, nici altul. El poate vorbi fără ca să obișnuiască cineva. Eu știu un lucru foarte simplu, deci orice companie de succes are la baza sa un top manager profesionist și o echipă profesionistă. Când vorbesc despre Tudor și ce îmi place de el, este că el întrunește aceste calități. Tudor Ulianovski, pentru că îl cunosc de când era încă ministru de externe, cunosc într-adevăr onestitatea lui și coloana vertebrală care a avut-o dintotdeauna. E un bun familist pentru care astăzi ar trebui să fie un model în țara noastră și sunt sigură că dreptatea va învinge. Tudor, un băiat tânăr, capabil, a ajuns la ministru trecând absolut toate pozele Ministerului de Externe. Și mi-amintesc că atunci, pe timpul acela, s-a organizat un concurs al cunoașterii limbii engleze și dânsul a fost primul, cel mai bun cunoscător al limbii engleze. Could you explain what that role entailed? Absolutely, it's good to be back to International Geneva and it's good to be back
at UNCTAD as well. Tudor Ulenovski poate reda prin propria demnitate, demnitatea tuturor celor care îl vor alege de a trăi într-o țară democratică, de a plasa Republica Moldova la nivel de egalitate cu celelalte țări. A fi patriot Republica Moldova pentru mine a fi îndrăgostit fără condiții, chiar și atunci când este greu, chiar și atunci când nu ți este ușor, dar știi că ai un partener de viață. Pentru mine partenerul de viață este, în primul rând, țara, care îmi iubesc și îmi voi iubi în diferite situații, mai ales în situații de criză, atunci când trebuie să fim uniți împreună, să muncim împreună și de a asigura un viitor mai bun pentru țara noastră, anume din cauza că suntem oameni care iubesc țara noastră și vor să rămână aici și să muncească ca să scoatem țara din criză, să revenim la normalitatea în Moldova. Cunoștința noastră a fost în anul 2016. El era atunci ambasador a Republicii Moldova în Elveția și a făcut un mic concert pentru Ziua Independenței în incinta clădirii Organizației Națiunilor Unite. Și de acolo am făcut cunoștința. Mi s-a părut un om pe moment atunci foarte inteligent. Era soția lui, erau fetele, copiii și foarte cald ne-a primit. Cel mai bine l-am cunoscut, am avut la Montreal, când dumnealui a venit în calitate de ministru de externe, într-o deplasare de lucru. Atunci am avut o întâlnire în cadrul diasporii și în cadrul oamenilor de afaceri care sunt în comunitatea noastră. Diaspora ne cunoaște pentru că am locuit în mai multe țări, am fost și studenți, dar am și locuit, am activat în diferite misiuni diplomatice și am interacționat cu acești oameni, cu liderii grupurilor noastre diasporale, cu oamenii noștri, unii dintre ei au reușit să-și facă o activitate fenomenal de impresionantă și de frumoasă peste hotare și totuși unii din ei ar dori să revină acasă, odată cu noi, odată ce am revenit din Canada. S-au mai întors câteva familii, printre care chiar unii care au locuit câte 15-20 de ani în Canada și au reușit să se întoarcă acasă. Sunt aici ca să-l susțin pe Tudor în această campanie și îmi place foarte mult. Fac asta din contul propriu, din timpul meu propriu și primesc o plăcere să lucrez cu domnul Tudor. Eu când am fost ministru de externe, de fapt am fost unicul ministru care a reușit să deschidă într-un mandat foarte scurt, mai puțin de 2 ani, am deschis mai multe ambasade, mai multe consulate, am micșorat taxele consulare pentru cetățeni, am deschis ambasada Republicii Moldova în Irlanda, apropo, unde sunt foarte mulți, zeci de mii, dacă nu sute de mii de moldoveni, care s-au bucurat de acest lucru și cred că această practică trebuie să continue în viitor. Le cunosc problemele, dar le cunosc și durerile în suflet, le cunosc dragostea față de Republica Moldova și, sincer, am avut și un angajament public față de ei, că în cazul în care ajung în conducerea Republicii Moldova, indiferent președinte, prim-ministru, în Parlament, voi veni cu propuneri legislative ca să fie cote de angajare la stat, în orice agenție de stat, cel puțin, nu știu, 20%, 25% din toți angajații la stat să fie din diasporă. Am simțit, în primul rând, responsabilitatea pe care dumnealui o avea. În momentul când comunicam și veneam cu unele idei sau propuneri, venea cu soluții sau imediat răspundea la solicitările sau doleanțele noastre. Da. Aha, dar ce ați predat? Limba și literatura română. Ce frumos! Câți ani ați lucrat? 40 ceva de ani. Fantastic, fantastic. Tot timpul am spus că o națiune care nu investește în educație pierde ca națiune maximum 10 ani. Da? За кого будете голосовать? За вас. Да? Спасибо. Все, до свидания. Да? Dumnezeu, eu un pic m-am emoționat când v-am văzut. Că de ce? De ce? Eu am fost mulțișoare ani în Canada. Dumneavoastră atunci erați ministrul de externe. Da. Și toate că eram în Canada, dar în sufletul meu era Moldova. Și dumneavoastră atunci ați făcut o vizită în Canada. Și m-am urmărit, m-am bucurat, zic, ia uitați-vă ce tineri frumoși, inteligenți, mi-a plăcut cum ați vorbit. Dar așa mi s-a părut că sunteți așa cam mândru, nu știu cum așa. Dar mă uit, deci când v-am văzut, așa parcă m-am emoționat. Dar acum vă văd luminos, așa, cu o față luminoasă, cu
gânduri frumoase. Să ne implicăm împreună, să schimbăm lucrurile în țară. Pot conta pe voi? Da. Da? Domnul Ileanu, putem să facem o poză? Nu spune domnul, eu sunt Tudor, da? Dacă doriți, am eu un telefon, facem un selfie împreună? Da. Așa, ia veniți încoace toți. Așa, perfect. Așa, cine este acolo? 1, 2, 3. Pentru mine Moldova normală este o țară în care nu sunt extreme, deci nu suntem puși în fața alegerii est-vest. Deci dezbinări pe bază de principii etnice, ori găgăuz, ori ești român, ucrainean, nu contează. Deci pentru mine Moldova normală este o țară unde eu vreau să trăiesc fără extreme. Într-o țară normală trebuie să fie școală numai decât. Moldova normală pentru mine înseamnă atunci când pensionarii care au muncit o viață au o pensie decentă. Înseamnă o educație modernă, infrastructură în fiecare școală și nu doar în școlile model. În primul rând alocații pentru copii până la vârsta de 18 ani asigurate fiecărui copil. Iar aceste alocații ar trebui să permită minimul de consum pentru fiecare familie. O Moldovă normală înseamnă în primul rând o economie dezvoltată, înseamnă parteneriate publice, private, investiții, întreprinderi, fabrici, uzine care să asigure venituri la buget. O Moldovă normală înseamnă pensii și salarii decente. O Moldovă normală înseamnă prețuri controlabile. O Moldovă normală înseamnă gaz ieftin și electricitate mult mai ieftine decât avem actualmente. O Moldovă normală înseamnă o energie verde dezvoltată, un mediu ambient nepoluat. O Moldovă normală înseamnă politici sociale pentru cei cu nevoi speciale. O Moldovă normală înseamnă, în primul rând, o imagine bună a Republicii Moldova peste hotare. Când poți să-ți asiguri necesitățile de bază, fără stres. Prețurile să mai scadă, deoarece foarte multă lume pleacă din țară. Absolut toate lucrurile în mod normal, în mod legal să se dezvolte. În care fiecare are o calitate a vieții pe care și-o dorește. Se împlinesc visurile, iar realitatea nu este neagră. Votați pentru Moldova normalității, prosperității, unității și legalității. Votați un diplomat, președintele Republicii Moldova și o familie tradițională sănătoasă, care va fi în serviciul cetățeanului. Nu uitați, Moldova normală ești tu. Tudor Ulianovski ești tu. Eu, tu, împreună, producem schimbarea în Republica Moldova. Votează tu!